Vă prezentăm Samsung Galaxy Fame Lite S6790. Este un telefon ce a fost lansat în luna august 2013. Are 119 grame. Vine cu un display touchscreen capacitiv TFT și suportă rezoluția de 320x480 de pixeli. Este de 3.5 inch. În partea ajustată a telefonului găsim două taste touch sensitive, butonul care anunce în prim plan meniu adițional cu aplicații, butonul care anunce înapoi la aplicația anterioară sau ne scoate din aplicația în care suntem. Mai găsim și un buton fizic care la fel poate să ne ducă la meniul principal sau poate fi customizat. Dacă ține apăsat pe el 2 secunde, anunce la meniul de aplicații ce rulează în background și desigur putem să le închidem în caz că vrem să economisim baterie, memorie și așa mai departe. În partea ajustată a telefonului găsim un microfon, găsim un port micro USB pentru cablul de date și găsim un încărcător. Partea în dreapta găsim butonul ce blochează, respectiv deblochează telefonul sau îl închide, respectiv îl deschide. Partea de sus găsim un jack de 3.5 mm pentru căști. Partea în stânga găsim tastă de volum. Partea din spate a telefonului găsim o cameră. Este o cameră modestă de 3 megapixeli. Găsim un difuzor pentru radar audio, logo Samsung. Sistemul de operare al telefonului este Android. Vorbim aici despre versiunea 4.1 Jelly Bean, ce rulează pe un procesor de 850 MHz, single core. Are memorie de 4 GB pentru stocare fișiere, la care se mai poate adăuga un card microSD până la 32 GB. Și acum suntem obișnuiți la Android, sunt mai multe ferestre ce pot fi customizate destul de ușor. Putem să adăugăm widget-uri, putem să creăm foldere, putem să modificăm tapetul. În partea de sus găsim notificări și alte informații ajutătoare. Telefonul vine cu suport wireless, l-am conectat și noi la rețeaua noastră locală. Vine cu GPS receiver și suport AGPS, Assisted GPS. Găsim informații despre profile. Vine cu Bluetooth, versiunea 3.0 cu AWDP, internet și date mobile. Telefonul este și un 3G, cu viteze până la 700 Mbps download. Modul de sincronizare, blocare. Momentan, telefonul este modul offline, nu are niciun SIM introdus. Hai să ne uităm puțin prin aplicații. Aplicații comune, tipice de Android, peste versiunea 4 sus. Găsim calculator, camera de care vă povesteam mai devreme că este 3 megapixeli, căutări vocale, observăm că meniul este limba română, browserul Chrome, Samsung Chat, descărcări, Dropbox, trebuie să configurăm un client de e-mail, un File Explorer, setări pentru conturile noastre Google. Vă spuneam că vine cu GPS receiver, găsim Google Maps preinstalat, jocuri Play. Radio FM cu RDS, care bineînțeles că avem nevoie de căști pentru a putea să-l folosim. Samsung Apps, fiind o alternativă la Google Play. Trebuie să precizez că telefonul vine cu o baterie de 1300 mAh, care conform producătorului rezistă până la 7 ore în vorbire și până la 34 de ore în modul redare audio. Aceasta este prezentarea telefonului Samsung Galaxy Fame Lite S6790. Pentru mai multe detalii vă aștept pe site-ul nostru telefonultău.eu.